Parcul Tineretului din Craiova este locul unde artiștii vor lucra la operele lor, care trebuie să fie gata până pe 14 iunie. Prima din cele 6 băncuțe este deja gata, este vorba despre Băncuța Îndrăgostiților și pentru că suntem în plină pandemie de coronavirus și această băncuță respectă distanțarea socială. Legătura se poate face cu un buștean între ele și ele le-au atașat. Ok. Și venim pe aici, aducem, facem și un nod de legătură pentru cele două scaune. Da. Între care punem inelele și toată dragostea e asigurată. Față în față, scăunelele, asta e tot. Cei 6 sculptori veniți din întreaga țară vor lucra în lemn industrial cu drujba, cele mai inedite creații de mobilier urban. Tema aleasă, atât de actuală, îi ajută să creeze băncuțe deosebite. Fiecare lucrare va ilustra această perioadă dificilă în care suntem nevoiți să păstrăm distanțarea socială. Băncuța divergenților. Adică exact ceea ce a făcut virusul cu noi, ne-am împărțit în tabere diferite, exact asta o să redau eu în băncuța pe care o să o realizez. Cum vi se pare ideea de anul acesta, având și legătură potrivită, genială, schițele domnului Gabi Riza au fost potrivite pentru perioada asta. Realizăm băncuțe care au ca temă tocmai de distanțarea socială. Eu realizez o băncuță cu băncuța idealului comun, și va fi distanțare între două scăunele la 2 metri distanță. Ideea a fost să demonstrăm că arta poate să se adapteze acestui nenorocit de COVID. Aceasta este tema ediției? Atitudini măsurate se numește, o să înțeleg, de fapt puteți deja să vă dați seama după prima băncuță, deci distanțare socială 2 metri, dar dacă tot ne distanțăm, măcar să o facem râzând. Că vor mai fi alte 4. Da, o să mai fie încă 5 băncuțe. De ce am spus atitudini? Pentru că fiecare băncuță va afișa sau va încerca să afișeze o stare. Piesele de mobilier urban vor fi amplasate la fel ca cele realizate în anii trecuți în parcul Hanul Doctorului din Craiova.